Așadar, trebuie să fie ceva adevărat în chestia asta. Pe semne însă că rugăciunile n-au putere decât când le face văduva sau popa sau altcineva, căci mie nu mi-au izbândit niciodată. Deci trebuie să aibă pe undeva vreun clenci. Se vede treaba că rugăciunile nu prind decât la dal de ăștia. Îmi aprinsei acum pipa și urma să privesc la trebăluiala ălora de pe plută. Împinsă de curentul care se prelungea de-a lungul țărmului insulei, era vădit că pluta avea să treacă pe lângă mine ca să văd mutrele veselilor mei moștenitori. Când se apropie, mi-am stins pipa, am coborât pe țărm și m-am pitulat în dărătul unui copac cu două ramuri, printre care puteam privi în voie. Acum era atât de aproape de insulă încât dacă ar fi întins puntea, ar fi putut atinge țărmul. Aproape toate cunoștințele mele erau pe plută. Babacul cu o mutră cam plouată și judecătorul cu fiică sa și Joe Harper și Tom Sawyer cu fratele său, soră sa și bătrâna mătușă Polly, precum și mulți alții, pe văduva Douglas și pe Miss Watson nu le-am zărit. Rămăseseră pe semne acasă, fiind copleșite de durere, vorbeau cu toții despre crimă, până ce îi întrerupse capitanul zicând: priviți acum culoarea minte doamnelor și domnilor. Aici, lângă insulă, curentul e foarte puternic. Se prea poate să fi azvârlit cadavrul la țăm și să fi rămas agățat în tufăriș. Nădăjduiesc că cel puțin aici o să-l găsim. Întrucât mă privește, eu nu nădăjduiam deloc. Acum se îmbulziră cu toții lângă Parmalâc și abia cutezând să respire își holbară privirile în apă. Mare poftă aveam să le râd în nas, atât de caragioase mi se păreau mutrele lor speriate. Bum! Din nou, de data aceasta mai tare, tunul trăsni atât de aproape de mine încât maică m-a surzit cu bubuitul și mă orbi cu fumul, de credeam că mi-a sosit ceasul cel de pe urmă. Să fi fost și câteva gloanțe în ghiulea, apoi chiar că ar fi găsit hoitul pe care îl căutau. Încetul cu încetul am început să-mi vin în fire și mi-am dat seama că slavă Domnului sunt încă viu și nevătămat. Între timp, luntrea trecuse de-a lungul insulei și în curând n-o mai putui vedea. Ajuns la capătul insulei, cârmiră spre celălalt țărm, urcând încet și lăsând din când în când să se audă câte un bum. Străbătui în goană insula și izbutii să-i zăresc cum obosiți de această goană după cadavru, se îndreptau spre oraș. Trăgeam nădejde că de aici încolo nu vor mai tulbura tihna. Am descărcat lucrușoarele mele din luntre și mi-am durat gospodăria în desișul pădurii. Din pătură mi-am alcătuit un fel de cort sub care am adăpostit toată bruma mea de avere ca să o ferez de ploi. După aceea aprinsei un pește, aprinsei focul și începui să-mi pregătesc cina. Întinsei apoi undița ca să am ceva de îmbucat și în dimineața următoare. Când început să se întunece, m-am tolănit lângă foc și mi-a prinsei pipa foarte încântat de mine însumi. Cu timpul am început să mă simt cam prea singur în această insulă pustie. Mă adusei deci pe țărm și mă apucai să privesc în undele ce se goneau la vale. Am privit stelele licărind pe cer, le-am numărat și numărat, apoi și buștenii care luteau la vale trecând prin dreptul meu. După aceea m-am înapoiat în cortul meu și m-am culcat. Un alt mijloc mai bun pentru a alunga simțământul de singurătate nu există. În chipul acesta îmi trecui 3 zile și 3 nopți de-a rândul, făcând mereu același lucru fără nicio schimbare. Apoi îmi trăsni prin minte să fac o explorare în lăuntrul insulei. Insula Jackson era împărăția mea, iar eu eram, ca să zic așa, singurul ei stăpânitor, căci trebuia să-i cunosc fiecare ungher și apoi trebuia să găsesc fond de letnicire cu care să-mi omor vremea.
Dădui peste o sumedenie de fragi frumoși și pârguiți și apoi peste altă mulțime de fragi încă necopți, dar care cu timpul nădăjduiam că vor fi bun de mâncare. Am hoinărit deci prin desișul pădurii până ce am socotit că mă apropiasem de capătul insulei. Luasem cu mine și pușca, dar nu împușcasem încă nimic, temându-mă că zgomotul detunăturii m-ar putea trăda. Cât paci să calc peste un șarpe destul de arătos, care însă își văzut de drum, furișându-se prin iarbă și printre flori. Mă repet după el, fără să-mi iau seama nici în stânga, nici în dreapta, și deodată mă pomenesc înaintea unui morman de cenușă încă fierbinte și fumegândă, răvășițele unui foc stins cu puțin înainte. Am simțit deodată cum mă trec toate nădușelile. Fără să mai privesc mult în jurul meu, m-am depărtat în grabă, furișându-mă încet în vârful picioarelor. Din timp în timp mă opream și trăgeam cu urechea, dar inima îmi bătea atât de tare încât nu puteam auzi nimic. Mă mai furișai câțiva metri și trăsei iarăși cu urechea și așa am făcut într-una o bună bucată de vreme. Când vedeam câte un trunc de pom, mi se părea că e un om. Decălcam pe vreo ramură care trosnea, mi se părea că îmi despică cineva răsuflarea în două și nu-mi lăsa decât o jumătate și încă pe cea mai mică. Ajuns la cortul meu, încă am pierise pofta de expediții prin insulă, barometrul îndrăznelii mele scăzuse simțitor și îmi ziceam în sinea mea: nu fi nerod și nu mai pierde vremea iscodind prin pădure. Strângeți lucrușoarele, încarcă-le în luntre, în felul acesta ești totdeauna gata de fugă, când o fi la o adică. Îmi târâi așadar bulendrele la țărm, le-am încărcat în barcă, am stins focul și am împrăștea cenușa, de să zici că e un an de când a ars ultima dată focul aici. Apoi m-am cățărat într-un copac și m-am așezat la pândă. Stătui așa cocoțat ca la vreo două ceasuri și mai bine, fără să aud și fără să văd nimic, părându-mi se însă în fie ce clipă că tot văd și aud câte ceva. Dar cum nu puteam rămâne o veșnicie cocoțat colo sus, am coborât, dar mă feri să părăsesc desișul pădurii, luând aminte la tot ce mă împresura. De mâncare n-aveam decât fragi și ceea ce-mi rămăsese de la gustarea de dimineață. Când început să se întunece, mă potopi o foame strașnică. Înainte să iasă luna, luai luntrea și am vâslit către celălalt țărm, spre Illinois, coborâi acolo și am gătit mâncarea în pădure. Mă pregăteam tocmai să-mi fac culcușul când, trap, 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 aud ropot de copite și deslușesc câteva glasuri omenești. Atât mi-a trebuit. Fără să mai stau la gânduri, cărai de zor toate lucrurile în luntre. Apoi m-am furișat pe brânz să văd cum stăteau lucrurile. N-ajunsei prea departe când am auzit glasul unui bărbat zicând: dacă găsim un loc mai adăpostit, poposim mai bine aici, că aici sunt istoviți. N-așteptai alte lămuriri, ci mă târâi de grabă până la luntrea mea și am pornit înapoi spre locul de unde plecasem. Când am ajuns acolo, m-am hotărât să rămân peste noapte în pădure. Dar n-am putut dormi prea mult, căci mă frământau tot felul de gânduri și chiar dacă țipeam uneori, mă trezeam îndată tresărând speriat, închipuindu-mi că au pus mâna pe mine, ceea ce mi-era neplăcut la culme. Dar multă vreme nu mai puteam să o țin așa și zic către mine: ai să te duci să vezi cine mai locuiește pe insulă, ai să te duci fie ce-o fi, chiar de ți s-ar trage moartea. Pe urmă, ai să te simți mai ușurat. Zi și făcut. Luai vâsnele și împinsei luntrea cetișor, lăsând să alunece în umbra țărmului de-a lungul insulei. Luna strălucea puternic și pe apă era lumină ca ziua. Am plutit așa ca la vreun ceas. De jur împrejurul meu totul era cufundat într-o liniște adâncă.
Ajunsesem aproape la capătul insulei. Un vânticel răcoros începu să adie, ceea ce mă bucură ca și când cineva mi-ar fi spus că de acum mai aveam nu mult până la ivirea zorilor. Am cârmit deci luntrea cu botul spre țărm, luai pușca și mă furișai în pădure. M-am așezat pe un ciot de pom, privind cum luna pierea încetul cu încetul și negura învăluia apa și cum se ivea apoi la orizont o dungă îngustă cenușie, vestind apropierea zorilor. Am atârnat pușca pe spinare și m-am strecurat spre locul unde văzusem urmele de cenușă. N-am avut însă noroc, căci multă vreme nu putui găsi acel loc. Într-un sfârșit am zărit licărind un foc printre pomi. M-am furișat încetişor într-acolo și când am fost pe aproape de tot, privirea am căzut pe un om întins pe jos. Crezui că m-a lovit damblaua. Omul își înfășurase capul cu o cârpă și aproape că și-l vârâse în foc. M-am tupilat într-un tufiș cam la vreo 6 picioare depărtare și nu mai înturnam privirile de la el. Între timp se crăpase de zi și lumina devenea tot mai puternică. Deodată omul se mișcă, se întinde, cască și începe să se desfașe din pătura. Timp de o clipă mi se curmără suflarea, dar când am privit mai cu luare aminte, ce-mi văzură ochii? Jim... Bătrânul Jim, credinciosul negru al lui Miss Watson. Ce bucurie pe mine să-l găsesc aici! Jim! Hei, Jim! Strigai săltând dinapoi a tufișului. Jim holbează la mine niște ochi îngroziți, cade în genunchi și își împreunează mâinile. Nu face nimic la bătrâna, Jim, nu face nimic, nu este decât biet bătrâna negru, care nu supără săraca strigoi. Bătrâna Jim mereu iubi săraca strigoi de la mort, tu mergi înapoi la apă de unde venit. Nu face nimic la buna bătrâna Jim, nimic nu face strigoi de la biet hac, totdeauna a fost prieten bun al tău. Cu greu l-am făcut să înțeleagă că nu era mort și că deci nu putea fi vorba de niciun strigoi. Îmi părea tare bine că îl găsisem pe Jim, nu mai eram acum atât de singur. I-am spus că nu mă tem că mă va trăda. Și gura-mi turuia fără încetare, iar el ședea încremenit și se holba la mine încât, nevenindu-i să creadă, aproape că se holba fără să sufle un cuvânt. În cele din urmă zic: iată, s-a luminat de zi, hai să pregătim ceva de mâncare. Aprinde un foc strașnic, măi băiete. De ce trebuie, Jim, aprinde foc? Trebuie fierbe, fra și lucru de asta? Tu are pușcă, tu împușcă alte lucruri decât fragi. Fragi și lucruri de astea, repeta eu. Numai cu de astea ai trăit tu până acum, bietul de tine. Jim nu putut găsi altceva, răspunse el. De cât timp ești aici, Jim? Jim venit în noapte când tu fost ucis. Cum? De atunci? Da, adevărat. Și tot timpul n-ai mâncat decât fraci și lucruri de-astea? Numai lucru de-asta rău, săraca, Jim. Păi trebuie să fii mort de foame, săracul de tine. Jim este în stare să mănânce un cal întreg, zău, de câtă vreme tu pe insulă. Din noaptea când am fost ucis. Adevărat? Și ce mâncat? A, tu are pușcă, asta bun. Acum împuști friptură, Jim face foc. Coborâră mai întâi la luntre și în timp ce Jim căuta un loc bun ca să aprindă focul, eu adusei făina, slănina, ibicul de cafea, tingirea, zahărul și ceștile de tinichea. Jim căscă o gură cât toate zilele când văzut toate aceste lucruri, închipuindu-și pe semne că e vreo vrăjitorie la mijloc. Apoi prinsei un pește de toată frumusețea pe care Jim îl curăță și îl prăji. Când peștele fu gata prăjit, îl înghițiră încă fierbinte.
Jim, mai ales, înfuleca ceva de speriat. De auzeam trosnindu-i fălcile. Era flămând rău bietul băiat. După ce am sfârșit de pus burta la cale, ne-am tolănit pe iarbă și Jim spuse: Dar, Huck, buna și dragă Huck, spune la Jim, cine atunci este ucis în bordei? I-am povestit toată tărășenia din fir apăr și el spuse că dădusem dovadă de multă înțelepciune și șiretenie. Adăuga apoi că nici Tom Sawyer n-ar fi putut născoci un plan mai bun. Mă simțeam nespus de mândru de această laudă și întrebai acum la rândul meu: Dar cum naiba ai ajuns tu aici, Jim? Cum și pentru ce? Jim se tulbură, dar nu răspunse nimic. Apoi zise: Jim, mai bine nu spune. De ce, Jim? Jim știe de ce. Tu nu trădezi pe săraca Jim, nu-i așa, Huck? Al dracului să fiu dacă am să o fac, Jim. Jim crede la tine, bătrâna Jim crede la tine, Huck. Jim, săraca bătrâna Jim a fugit. Jim! Huck! Tu nu trădezi pe Jim, tu făgăduit, Huck, tu nu spune nimic de săraca Jim. Bine, Jim, am făgăduit și îmi voi ține cuvântul să mă rupă în bucăți și să-mi strige abliționist. Mi-e tot una. N-am să suflu o vorbă. De altfel, nici eu nu mă mai înapoiez în oraș. Așadar, Jim, dă-i drumul. Da, Huck, asta a întâmplat așa. Bătrâna Missas, care este Miss Watson, chinuit mult pe săraca Jim, fost mult rău cu săraca Jim, dar tot una făgăduiește ea nu vinde săraca Jim la New Orleans. Dar atunci venit negustor pentru negri, tocmai mult cu bătrân Missas, iar Jim începe are mare grijă. Într-o seară târziu, Jim șade la ușă și aude pe bătrân Missas, cum spune la văduvă: Missas Douglas, zicea, eu nu vrei vinde negru meu, dar $800 este bani mult, foarte mult, eu nu știu ce face. Zice văduva: O, nu vinde săraca Jim, băiat bun, foarte cu minte negru. Jim aude și nu mai aștept, fuge repede, repede. Fuge departe, mai departe, la apă, vrea fure o luntre, dar Jim vede oameni mult. Mereu oameni, mult zău, toată noaptea mereu trebuie este cineva acolo. Atunci Jim intră în tufăriș și aștept. Dimineața la 6 vine mult domn și doamne care urcă la luntre și spune că Huck este ucis acolo în pădure și că trebuie merge și vede loc unde este ucis. Săraca Jim este foarte trist când aude el, gândește că săraca Huck era băiat foarte bun, tânăr, vesel, săraca Huck. Săraca bătrâna Jim trebuie aștept toată ziua în tufăriș. Jim tare foame, dar nu are frică. El știe că bătrân Missas și văduva trebuie merge dimineața de tot la un mare rugăciune cu mult oameni în oraș. Jim trebuie duce vite ca să paște, așa că nu caută pe Jim acum. Seara Jim târât afară și plec mai departe pe țărm. El gândește ce trebuie face. Gândește că dacă Jim merge pe jos, prinde pe el câini, dacă fură luntre, prinde pe el oameni, el trebuie are un plută, plută este bun, nu las urme. Jim uită împrejur și vede un lumin cum plutește pe apă. El gândește, trebuie, este un plută. Sare la apă, înot pânt acolo, departe, la mijloc de apă. Și Jim vede adevărat un plută. Săraca bătrână aleargă Jim, apucă pluta și urcă acolo în fund. Jim gândește, noaptea este negru, Jim și el negru, așadar nimeni nu vede Jim și el culcă pe spate. Înainte unde este lumin, șade foarte mult om, joc, cărți, râde și bea și săraca Jim gândește că poate merge așa toată noaptea. Dar săraca Jim n-are noroc, abia trecut plută lângă insulă și un om vine cu un lumină la Jim. Săraca Jim trebuie intre iarăși în apă rece. În od până la insulă trebuie caută mult până poate urca la țărm prea înalt. Intră în pădure, nu mai vrea știe de plută, unde vine un om cu lumină,
Dacă Jim are încă pipa lui și chibrit uscat în șapcă, el foarte mulțumit, săraca Jim. Și tot timpul n-ai pus firimitură de pâine sau carne în gură, săracul de tine. Firește, a trebuit să stai tot timpul ascuns în desișul pădurii. Ai auzit când au tras cutunul? Firește, Jim, gândește, acum caută oasele de la săraca Huck. Jim văzut și luntre prin tufiș. Zăriram acum câteva păsări tinere, zburând câțiva metri, apoi lăsându-se jos pentru că după aceea să-și ia din nou zborul și tot așa mereu. Jim spuse că asta e semn de ploaie, cel puțin aceasta este tălmăcirea semnului când e vorba de pui de găină tineri. Ceea ce nu vrea să spună însă că n-ar putea avea aceeași tălmăcire și când e vorba de alți pui de alte păsări. Am vrut să prind câțiva, dar Jim nu mă lăsă, zicând că asta înseamnă moarte. Tatăl său fusese odată foarte bolnav și unul dintre ei prinse o pasăre de asta. Bunica sa însă spusese numai decât că tatăl va muri și, într-adevăr, chiar așa s-a întâmplat, ce-i drept, însă ceva mai târziu. Jim mă mai învăță că nu trebuie niciodată să numeri bucatele pe care le gătești la prânz, fiindcă poartă nenoroc și tot astfel când scuturi fața de masă după asfințitul soarelui. El spuse că atunci când moare cineva care are un stup, trebuie să dai de veste albinelor înainte de răsăritul soarelui, altminteri ele încetează să mai lucreze și mor. Albinele nu înțeapă niciodată pe proști, îmi spuse el, dar asta nu cred, căci adeseori am gonit după ele și încă nu m-au înțepat niciodată și drept să spun chiar așa de prost, nu cred că sunt. Multe dintre aceste semne prevestitoare mi-erau cunoscute, dar nu toate. Jim știa să tălmăcească tot felul de semne, ba, susținea chiar că le cunoaște aproape pe toate. Băgai de seamă însă că mai toate aceste semne nu prevesteau decât lucruri rele. Și întrebai pe Jim dacă nu cumva ori mai fi și dintre acelea care aduc noroc, la care el răspunse: foarte puțin și ala nu fac doi bani. Pentru ce tu vrei știi când vine noroc? Tu vrei ferește de el? Noroc tot una puternic vine singur fără semn. Dacă tu are păr pe piept și păr pe braț, tu undată și undată ajunge bogat. Asta semn bun. Dacă tu e sărac și nenorocit și nu mai vrei să trăiești, tu uite la păr și gândește mai bine aștept încă puțin. O să vine, mai bine curând, curând. Tu ai păr pe brațe și pe piept, Jim. De ce întreb? Tu nu vede? Jim are păr. Tocmai de-aia, ești bogat. Nu, dar Jim fost așa bogat și Jim iar o să ajungă undată curând. Odată Jim a avut $14, $14, dar Jim făcut speclații și pierdut tot. Ce fel de speclații ai făcut, Jim? Jim făcut speclații cu un vacă, un vacă viu. Prost de Jim da $10 pentru vacă bătrân bolnav, un vită mizerabil, care crape peste 3 zile. Și cei $10 au zburat, Jim? Nu, nu zbura tot, numai 9. Jim vinde piele și seu și primește $1.10. Ți-au mai rămas așadar $5.10. Și ce ai făcut cu ei, Jim? Alte speclații? Da, Huck, tu cunoaște negrolo care este la bătrân Mista Bradish. Ala bătrân negru face un bancă și spune fiecare negru care aduc la bancă $1 primește 4 la sfârșit de an. Toți negri alerg și dau bani, dar nu a avut mult. Jim este singur care are mult și atunci el vrut primesc mai mult ca alb negri. El spus dacă Jim nu primesc mai mult, atunci vrea face și el un bancă. Dar negrolog nu vrea și spune că este bani puțin pentru doi bancă, el vrea dai lui Jim $35 pentru 5 la sfârșit de an. Proasta Jim dai acum $5 la bancă, el gândește trebuie cumpărând dar ceva cu $35 și nu mai aștept sfârșit de an. Un alt negru, Bob,
Pescuiește mulți butuc de lemn de la apă umplut întreg, fără ca stăpâna lui știe. Jim cumpără atunci butuc de la Bob și spune că dai 35 de dolari care este la bancă la sfârșit de an. Dar noapte cineva fură butuc și în altă dimineață vine negrolog și spune banca a făcut falament și nimeni nu mai primește niciun ban și 5 dolari de la Jim este pierdut. Dar cei 10 cenți, Jim, ce ai făcut cu ei? La început Jim vrut cumpăr ceva, dar el visează noapte să dai 10 cenți la bătrâna negru Bellum, cu adevărat măgar de la Bellum. El poate numește, fiindcă așa este mult prost, mereu are noroc și săraca Jim n-are niciun dată noroc, spune vis. Jim dă la Bellum bani și lasă Bellum face ce vrea cu el, atunci Jim are noroc. Bellum lua 10 cenți, duce la biserică și aud cum zice popa. Cine la sărac ajut pe Dumnezeu împrumut și primește înapoi însutit. Și atunci bătrân Bellum dai 10 cenți la un bătrân negru sărac și aștept ce se întâmplă și acum. Ei, și ce s-a mai întâmplat, Jim? Nimic, hac, săraca Jim pierdut și 10 cenți. Popa spune, primește însutit. Jim, mulțumit, dacă primești înapoi măcar 10 cenți ai lui, el foarte vesel dacă are înapoi. Lasă, Jim, nu te mai amărâ, câtă vreme ai încă păr pe piept și brațe. Poți fi încredințat că te vei îmbogăți. Adevărat, și Jim chiar bogat acum, Jim este stăpâna lui. Și dacă săraca Jim capătă acum înapoi și bani care el pierdut, atunci el nu mai vrea nimic. Îmi pusesem în gând să caut locul acela cam prin mijlocul insulei, pe care îl descoperisem când cu expediția mea de deunăzi. Pornirăm deci în căutare și l-am găsit curând căci insula nu era prea întinsă. Să tot fi avut în lungime preț ca la un ceas, iar în lățime numai o jumătate. Locul acesta era un fel de porbârnii stâncos, puțin cam deluros, sau mai bine zis o colină de vreo 40 de picioare înălțime. Cățăratul până sus era destul de anevoios, căci povârnișul prea înclinat era acoperit de tufișuri dese. Ajunși pe culme, iscodirăm în dreapta și în stânga până dădurăm peste o peșteră așezată cu fața spre Illinois. Peștera era mare cât două, trei odăi la oaltă și de ajuns de înaltă ca Jim să poată sta în picioare fără să fie nevoit să se aplece. Și înăuntru o răcoare nespus de plăcută. Jim spuse să rămânem aici, ceea ce mie nu prea venea la socoteală din pricina cățăratului cam plicticos. Jim însă fu de părere că, ascunzând luntrea și adăpostind lucrurile noastre aici, peștera ne-ar putea oferi un minunat adăpost, în caz că ar trece cuiva prin minte să ne caute. Mai ales fără câini, nici dracu nu ne-ar fi putut găsi. Și Jim stărui amintind de pui de păsări de adineori care prevestiseră ploaie și mă întrebă dacă țin neapărat să văd toate lucrurile făcute ciuciulete. De data aceasta i-am dat dreptate, ne-am înapoiat deci la luntre, am tras-o la țărm până la un loc mai apropiat de stânca noastră. Am descărcat apoi toate bulendrele și le-am adăpostit în peșteră. Descoperirăm și o ascunzătoare strașnică pentru luntrea noastră în desișul sărcilor de pe mal, cercetarăm undițele, găsirăm câțiva pești și aruncarăm iarăși undițele. După aceea ne-am pregătit prânzul. Intrarea peșterii era destul de largă, iar într-o parte pământul era puțin înălțat, numai bun pentru a prins focul, ceea ce și-am făcut și am gătit de mâncare. Paturile noastre le așterurăm pe jos în chip de covoare, ne-am culcușit pe ele și am început apoi să mâncăm. Celelalte lucruri le-am orânduit în fundul peșterii. Curând după aceea văzurăm pe cer nori groși, cenușii, îndesindu-se tot mai mult. Apoi început să fulgere și să tune. Așadar, de data aceasta păsările nu mințiseră.
În viața mea n-am văzut așa furtună. Parcă s-ar fi rupt zăgazurile cerului. Și roaiele de apă erau atât de dese încât împâcleau totul în jurul nostru, de până și copacii cei mai apropiați păreau o pânză de păianjen. La fiecare opintire a vântului, coroanele pomilor se încovoiau, parcă ar fi vrut să facă tumbe și să se răstoarne cu rădăcinile în sus, ca variație. Întreaga fire părea că se dezlănțuise, turbase. Deodată, tocmai când negura se întunecase mai mult și furtuna buia mai sălbatic, totul devenise nin și luminos ca aurul, încât puteai vedea până departe pomii legănându-se încolo și încoace. În clipa următoare, pâclea abia să ne împresură din nou. Totul se scufundă în negură, tunetul bubuie amenințător, stingându-se apoi în depărtare cu un hodorogit ca de boloboace goale rostogolite pe trepte, duduind și izbindu-se unele de altele. Strașnic, Jim, spun eu, slavă Domnului că suntem la adăpost. Mai dăm nițeluș din peștele ăla și taie și o bucată de pâine. Lui bătrâna Jim tu trebuie mulțumește că este la adăpost, Huck. Fără Jim tu acum ud learcă și rece și aproape necat în pădure. Da, da, pui de la găină cu nos când vine ploaie și la fel și pui de la orice pasăre. Fluviul crescuse mare și continua să crească încă 10 sau 12 zile, până ce ieși din matcă. În locurile cele mai joase, insula fusese acoperită de apa care se înălță cu 3-4 picioare. În timpul zilei ne plimbam numai cu barca de colo până colo. Era foarte răcoare acum în mijlocul pădurii, în timp ce afară soarele dogorea. Ne plimbam printre pomi, dar întâlneam adesea sumedenii de coarde de viță sălbatică, care se împleteau de la pom la pom, închizându-ne drumul, astfel că eram nevoiți să facem cale întoarsă și să ne căutăm alt drum. Pe fiecare trunc de pom răsturnat zărea iepuri, veverițe, șerpi, broaște țestoase și tot felul de sălbăticiuni, iar după 2-3 zile de inundație, foamea le îmblânzise atât de mult încât le putură împrinde cu mâna, adică prinserăm numai iepuri și veverițe, pe celelalte le lăsarăm în plata Domnului, căci de-al de astea aveam în peștera noastră mai multe decât am fi vrut. Fluviul era din nou acoperit de bușteni. Într-o zi pescuirăm o parte dintr-o plută alcătuită din nou butuci de brad groși legați la oaltă. Ca lățime să tot fi avut 12 picioare, iar ca lungime 15 până la 16. O plută destul de trainică pe care am pitulat-o printre plopi cu gândul că ne va putea fi de folos cândva la vreo nevoie. Într-o noapte, peste zi, nu putezam să ieșim, puțin înainte de a murgi, zăriram o casă în toată regula, durată din lemn, așezată pe o plută, gonind de vale pe fluviu. Fără să pierdem vremea, pornirăm într-acolo și, ajunși lângă plută, ne-am uitat pe fereastră. Fiindcă din pricina întunericului nu puteam vedea nimic, legarăm luntrea de plută și am așteptat răbdător ivirea zorilor. Nu trecuserăm încă de insulă când se luminase îndeajuns spre a putea desluși lucrurile de pe plută. Ne uitarăm în odaie și zărirăm un pat, o masă, două scaune vechi și o mulțime de alte lucruri împrăștiate pretutindeni. Într-un ungher pe jos zăcea ceva care aducea a om, dar nu se mișca. Hei, voi de colo! Striga Jim. Nimic nu se clinti. Acum striga eu. Niciun răspuns. Apoi Jim zise: ăla nu dorm, ăla mort. Tu rămâne aici, Huck. Jim merge ca să vede. Pornind acolo, se aplecă asupra omului, îl privi și zise apoi:
Asta o mort. Da, adevărat, și cineva dezbrăcat și luat haine. Este împușcat în spate. Asta mor de mult, 4 zile, 5 zile. Vino înăuntru, Hagdar, nu, uite aici, e groaznic, tu. Intrai deci, dar nu privi, intră acolo. Jim zvârli deasupra mortului câteva zdrențe, dar ar fi putut și să n-o facă, deoarece nu simțeam niciun îndemn să privesc. Cărți de joc vechi sloioase împrăștiate pe jos, aici, colo, sticle de rachiu, câteva măști de pânză, pereții mâzgăliți cu tot felul de poze și nerozii. Câteva haine de bumbac, sloioase, o pălărie de paie, femeiască și 2-3 fuste atârnau de perete. Printre ele și câteva veșminte bărbătești. Pe jos mai era o pălărie de paie tărcată de copil și puțin mai încolo un biberon pentru sugari. Un cufăr vechi cu încuietorile rupte, deschis și răvășit, nimic de preț nu mai era înăuntru. Se vedea cât de colo că locuitorii acestei încăperi n-avuseseră răga să-și iau un rămas bun tihnit de la căminul lor și că fuseseră nevoi să-l părăsească în pripă. Am încărcat în luntrea noastră tot felul de lucruri, gândind că poate cu timpul le vom putea găsi vreo folosință. O lanternă veche de tinichea, un satâr fără cotor, un briceag nou-nouț, care în orice prăvălie ar fi prețuit măcar cât de puțin, o mulțime de lumânări de seu, un sfeșnic de tinichea, o ploscă și o ceașcă de tinichea, un țol vechi și numai zdrențe, o pătură de cai așișderea, o pungă de lucru cu ace de cusut și gămălie, ață, degetar, ceară și farfecă, ciocan și cuie, o sfoară groasă pentru undiță cu cârlig, o piele de vacă veche și o zgardă, o potcoavă și câteva sticle de doctorii fără etichete, pe scurt, cărarăm tot ce putea fi luat. La sfârșit am găsit și un pieptene cu numai 3 dinți, iar Jim o scripcă fără strune. Le-am luat și pe acestea. Astfel încărcați, am pornit spre insulă. La drept vorbind, făcuserăm o pradă destul de bogată și puteam fi mulțumiți. Între timp se făcuse ziua mare și până la insulă aveam încă o bucată bunicică. Spusei deci lui Jim să se culce în fundul luntrei și l-a acoperit cu pătura veche, căci dacă ar fi stat în capul oaselor și un copil ar fi putut vedea cale de o poștă că e negru. Am vâslit deci de zor spre insulă și, fără să zărim ceva sau pe cineva și fără să fim zăriți, ne-am înapoiat teferi în ascunzătoarea noastră, încheind cu bine această aventură nocturnă. După masa de dimineață, cum simțeam o poftă turbată de a pălăvrăji despre întâmplările de azi noapte, am adus vorba despre mortul de pe Pluta. Jim însă se împotrivi la orice discuție, zicând că aduce nenorocire. Tot el spuse că s-ar putea să ne pomenim cu duhul mortului, căci un mort care n-a fost îngropat e mai degrabă înclinat spre hoinăreală decât unul care s-a ce mulțumit sub pământ. Socotind deci că sfiala lui ar putea fi întemeiată, n-am mai stăruit, dar îmi tot frământa mintea, întrebându-mă cine împușcase pe omul de pe Plută și pentru ce o făcuse. Scotocirea apoi veșmintele acelea zdrențuite pe care le-am luat cu noi și am găsit cu sute în căptușala sfârșiată a unui pardesiu vechi, $8 în argint. Jim spuse că tâlharea aceea necunoscut n-ar fi pregetat să fure pardesiul dacă ar fi avut vreo cunoștință despre acești bani și nici prin gând nu le-ar fi trecut să-i lase acolo. Eu cugetam în sinea mea că haina aparținuse fără îndoială mortului, dar, cum Jim mă prevenise, nu voiam să aduc vorba despre asta. Totuși, nu mă putui abține să-l întreb.
Jim, tu spui că a vorbit despre morți aduce nenorocire, dar același lucru ai afirmat și când de unăzi am pus mâna pe o piele de șarpe. Ai spus atunci că ăsta e cel mai rău lucru pe care l-aș fi putut făptui. Ei, ai văzut acum ce mare nenorocire s-a abătut asupra noastră? Ne-am pricopsit cu $8 și un vraf întreg de bulendre. De-am avea în fiecare zi o nenorocire ca asta, nu-i așa, Jim? Tu nu trebuie, este sigur, Huck. Tu nu face pe grozavu, nenorocire trebuie vine, Jim spune la tine. Nenorocire vine cum mă vede și te vede. Și într-adevăr chiar ca și venit. Era într-o marți când a avut loc discuția de mai sus. Vineri după masa de prânz, stăteam tolăniți în iarba de pe colină și pufăiam fără grijă din pipele noastre. Fiindcă tutunul era pe sfârșit, dădui fuga în peșteră să aduc altul și am zărit acolo un șarpe cu clopoței. N-am stat pe gânduri, ci i-am croit una după ceapă de-i pieri pofta să se mai plimbe. Apoi l-am luat și, încolăcindu-l ca să pară viu, l-am așezat sub culcușul lui Jim. Voiam să-i trag o spaimă să mă pomenească și după aceea să râd de el. Până seara însă am uitat tot și când ne-am înapoiat în peșteră, iar Jim se întinse pe culcușul lui, în timp ce eu aprindeam lumânarea, fu mușcat de femela șarpelui care se furișase în peșteră în cursul după amiezii. Jim sări în sus urlând și cel din tâi lucru pe care îl văzurăm când am aprins lumânarea, fu bestia de șarpe ridicând capul amenințător și pregătindu-se pentru a doua mușcătură. În clipa următoare îl expediai cu o lovitură de bâtă pe lumea cealaltă, lângă tovarășul ei, în timp ce Jim se năpusti pe carafa cu rachiu a babacului meu și începu să-i soarbă conținutul cu gâlgâituri repezite. Era descult și șarpele îl mușcase de călcâi și numai eu purtam toată vina. Până și un copil mic știe că pe locul unde lași un șarpe mort, sosește negreșit și în scurtă vreme și tovarășul său pentru a se încolăci în jurul camaradului mort. Numai eu, ca un prost, uitasem. Jim îmi spuse să retez capul șarpelui, să-l arunc, apoi să jupoi restul trupului de piele și să frig o bucată de carne. Am făcut după cum m-a povățuit și el a înghițit carnea zicând că asta va grăbi tămăduirea. Mă puse pe urmă să smulg solzii și să-i leg împrejurul încheieturii mâinii, zicând că și acesta e un mijloc foarte bun. Mă furișai apoi afară și aruncai șerpi într-un tufiș. Jim nu trebuia să știe că eu eram vinovat de toată nenorocirea și voiam să îl împiedic să afle. Jim sugea mereu din carafa cu rachiu ca un țânc din biberon. Din când în când îl răzbeau durerile și atunci se pornea să țopă într-un picior ca un turbat, apucat parcă de ducă-se pe pustii, scoțând niște urlete înfiorătoare. De fiecare dată însă când își venea în fire, da fuga la carafa cu rachiu. Piciorul îi se umflă de asemenea și pulpa, dar cu timpul beția îl doborâ și gândeam acum că-i salvat. Maica aș fi dorit să mă fi mușcat pe mine, decât să văd irosindu-se astfel bunătatea de rachiu a babacului. Timp de 4 zile și 4 nopți, Jim nu se putu ridica de pe culcușul său. Apoi umflătura a început să dea înapoi și Jim se îndrăveni. Jurai în sinea mea că niciodată nu voi mai pune mâna pe vreo piele de șarpe, nenorocirile de până acum erau de ajuns. Jim îmi spuse că pe viitor să ascult de vorbele lui și să nu-l mai iau în derâdere. Și pe legea mea, așa voi face.
Apoi mai adăugă că încă nu se știe dacă de acum încolo suntem feriți de alte urmări nenorocite ale acestei fapte necugetate. Întrucât îl privea, ar prefera de 1000 de ori să privească luna nouă peste umărul stâng, căci asta nu e nici pe jumătate atât de primejdios ca atingerea unei piei de șarpe, despre care fapt eram pe deplin încredințat, deși până acum socotisem că a privi luna peste umărul stâng e cel mai rău și mai prostesc lucru pe care l-ar fi putut făptui cineva. Moș Bancăr, cum mi se spunea în oraș, o făcuse odată și o plătise cu vârf și îndesat, căci la vreo 2 ani după aceea, beat fiind, se prăbuși dintur la bisericii și rămase întins pe jos ca o plăcintă, încât în loc de coșciug au trebuit să-l îngroape între 2 țăruși vechi. Așa cel puțin se povestea, eu n-am fost de față. Babacul meu pomenea deseori despre chestia asta, zicând că toate nenorocirile lui Moș Bancăr se trăgeau numai și numai fiindcă odată, din nebăgare de seamă, privise luna peste umărul stâng. Cu adevărat, faptă de bătrân neghiob. Zilele trecură și fluviul reintră în matca lui. Cum aveam timp din belșug și nimeni nu ne zorea, jupuirăm un iepure de piele și l-am înfipt apoi ca momială într-unul din cârligele de undiță pe care le-am găsit, printre alte lucruri, în coliba de pe plută. Aruncarăm apoi undița și am prins un pește cum n-am mai văzut altul asemănător. Era mare și greu cât un om, lung de 6 picioare și cântărea cam la vreo 200 de funți. Fiindcă nu-l puteam trage pe mal, căci ar fi fost în stare să ne târască prin apă dincolo de Illinois, ne așezarăm pe jos și așteptarăm răbdător să se zbată până o muri. În stomacul lui am găsit un nasture de alamă, o bilă rotundă și tot felul de alte lucruri. Când am spintecat bila în două, am găsit în mijlocul ei un mosor, împrejurul căruia se formase cu timpul un fel de coajă. Jim își dădu cu părerea că peștele avusese nevoie de ani întregi până să facă dintr-un mosor o bilă. Era pe semne cel mai mare pește care a fost prins vreodată în Mississippi. Jim, cel puțin, susținea că nu văzuse niciodată vreunul mai mare. Oare ce preț am fi putut lua pe el în oraș? Am fi putut vinde carnea cu kilogramul, fiindcă era albă ca neaua și nespus de gustoasă, mai ales prăjită. În dimineața următoare m-am simțit trist și plictisit și îmi frământa mintea să născocesc ceva ca să mă mai înviorez. Deodată îmi trecut prin minte că m-aș putea duce până dincolo de țărm să văd ce mai e nou. Lui Jim îi plăcu planul meu, mă povățuind să aștept mai întâi să se întunece și să fiu cu mare băgare de seamă. După ce mai chipzui puțin, întrebă dacă nu m-aș putea travesti în fetiță cu ajutorul fustelor și pălăriilor luate de pe plută. Strașnică idee! Ne apucarăm așadar să scurtăm una din rochii, apoi îmi suflecai pantalonii până deasupra genunchilor și îmi trăseai rochea peste cap. Jim o mai reteză puțin la spate, îmi venea acum ca turnată. Am luat după aceea una dintre pălării, o veche pălărie de paie cu un uriaș cozoroc în față, ca acele apărători de piele pe care le poartă caii la ochi, ca să nu se sperie, și o înodai sub frunte. Sub bărbie. Dacă ar fi vrut acum cineva să mă privească în obraz, ar fi trebuit să se străduiască mult până să-mi zărească chipul în fundul burlanului. Jim mă încredință că nici dracu nu m-ar mai putea recunoaște nici măcar la lumina zilei. Toată ziulica m-a străduit să mă obișnuiesc cu veșmintele astea neobișnuite și până seara am izbutit să mă deprind cu ele. Deși Jim mă mustra că nu calc destul de ușor și grațios ca o fată și că prea des îmi sumet
poalele ca să umblu prin buzunarele pantalonilor. Socotica are dreptate și îmi dădui toate silințele să mă corectez. Când se înseră, mă urcai în luntrea mea și porni către oraș. Trecui pe lângă Bac și o luai de-a lungul țărmului până la cele din tâi locuințe. Într-o colibă mică, pe care o cunoșteam de mult și știam că rămăsese multă vreme nelocuită, am zărit lumină. Eram curios să aflu cine se mutase în ea. Mă furișai deci până la fereastră și privii înăuntru. O femeie ca de vreo 40 de ani ședea înaintea unei lumânări și împletea ciorapi. După chip, mi-era necunoscută, ceea ce însemna că nu era de prin partea locului, căci pe aici, prin împrejurimi, până la depărtare de mulți kilometri, nu există om pe care să nu-l cunosc. Chipul acesta străin era însă pentru mine un adevărat noroc, căci între timp simțisem că mă părăsește curajul. Începusem să mă tem că aș putea fi recunoscut și mă căiam de a fi pornit într-o aventură atât de primejdioasă. Până și vocea m-ar fi putut trăda și atât ar fi fost de ajuns ca să fiu descoperit. Față de străin însă n-aveam de ce mă teme, iar dacă femeia era numai de 2 zile în oraș, mă putea informa despre tot ce aș fi vrut ca oricare altul. Bătui deci în ușă, propunându-mi să nu uit că sunt fetița. Intră, strigă femeia, și eu intrai. Ea începu. Ia-ți un scaun și stai jos. Luai un scaun și m-am așezat. Ea mă privi scrutător de sus până jos, cu ochii mii strălucitori, apoi întrebă. Cum te numești? Sarah Williams. Unde locuiești? Pe aici? Prin împrejurimi? Nu, în Hockerville, la 7 mile de aici. Am făcut tot drumul pe jos. Sunt aproape moartă de oboseală. Și flămândă, firește. Așteaptă puțin. Îți aduc ceva de mâncare. Nu, nu mi-e foame, însă acum 2 ore eram atât de lignită de foame încât am rugat pe oamenii de la o fermă întâlnită în drum să-mi dea ceva de mâncare. De aceea am și întârziat. Mama mea e bolnavă și săracă, n-are de niciunele și trebuie să mă duc la unchiul Abner Moore ca să-i spun toate acestea. Locuiește tocmai în celălalt capăt al orașului, așa mi-a spus mama. N-am fost niciodată pe aici. Îl cunoașteți? Nu, n-am sosit în oraș decât de 14 zile și nu pot să-i cunosc pe toți, dar mai e o bucată bună până la celălalt capăt al orașului. Cel mai nimerit lucru ar fi să rămâi la noi peste noapte. Scoateți pălăria! Nu, mulțumesc, zise eu. Mă voi odihni puțin, apoi voi pleca mai departe. Nu mi-e teamă de întuneric. Ea răspunse că în niciun caz nu va îngădui să umblu noaptea singură. Bărbatul ei trebuie să se întoarcă în curând și mă va însoți. Apoi se porni să vorbească despre bărbatul și despre rudele ei de la deal și de la vale, zicându-mi că le mersese cu mult mai bine înainte și că se teme ca nu cumva să fi făcut o prostie venind aici în loc să fi rămas acolo unde se găseau, și așa mai departe și tot mereu așa de gândeam că zadarnic mă mai străduisem să vin la ea să aflu noutăți din oraș. Încetul cu încetul însă femeia se abătu pe făgașul cel bun și începu să vorbească despre babacul meu și despre crimă. O lăsai să pălăvrăgească atât cât o pofti. Ea povesti despre mine și despre Tom Sawyer, despre cei $6,000 pe care i-am găsit, numai că la ea se făcuseră 10,000, despre babacul meu că era un ticălos și ce ticălos fusesem eu și treptat ajunse până la asasinarea mea. Acum întrebai. La drept vorbind, cine-i făptașul? Vestea despre crimă a ajuns până la noi la Hookerville, nu se știe însă cine a făptuit-o.
Ați pățit și voi ca toți cei de aici. Mulți ar da nu știu ce să știe cine-i făptașul. Unii cred că însuși bătrânul Fin l-a omorât. Nu mai spune! Aproape toți au crezut așa la început. Nu o să știe niciodată ticălosul că a fost la doi pași de spânzurătoare. Dar înainte de căderea nopții, oamenii și-au schimbat părerea și bănuiala a căzut asupra unui negru, anume Jim. Cum? Păi asta... dar îmi înghiții vorba, socotind că mai bine să-mi țin gura. Femeia nu băgase de seamă nimic și urmă fără să se tulbure. Da, negrul fugise în aceeași noapte în care a fost omorât Huck Finn. S-a pus un premiu pe capul lui, $300, și pentru găsirea bătrânului Finn s-a pus un premiu de $200. În dimineața care a urmat crimei, a venit în oraș să facă denunțul. S-a urcat și cu oamenii în luntre ca să caute cadavrul. După aceea însă parcă a intrat în pământ. Și când spre seară oamenii se dumeriră într-atât încât hotărâră să-l spânzure, iar de unde nu-i. A doua zi descoperiră că lipsea și negrul, care tocmai noaptea crimei la ora 10 fusese văzut ultima dată. Bănuiala căzu acum pe acesta. În acea zi se înapoi și bătrânul Fin și începu să-l piseze pe judecătorul Thatcher, cerându-i bani ca să poată porni în urmărirea negrului fiorosul ucigaș. Judecătorul îi dădu câțiva dolari și seara bătrânul se îmbătă turtă și începu să lărmuiască pe străzi cu încă două haimanale cu niște mutre de tâlhari. Cu ăștia a și plecat în cele din urmă. De atunci n-a mai fost văzut și de altfel nimeni nu-i duce dorul, căci între timp toată lumea s-a încredințat că el însuși a ucis băiatul. Și apoi a pus totul la cale ca să se creadă chipurile că e vorba de ucigaș străin și să azvârle praf în ochii oamenilor. Socotea pe semne că în chipul acesta va pune mai degrabă mâna pe banii băiatului, fără să mai fie nevoit să se plictisească, așteptând judecarea procesului. E în stare de orice, ticălosul ăsta, e tare și ret. Dacă nu mai calcă pe aici un an de zile, toată lumea are să uite de crimă. Dovezi nu îi se pot aduce și va putea intra cu ușurință în stăpânirea moștenirii lui Huck. Firește, așa zic și eu, atunci nu o să-i mai stea nimic în cale, dar ce ticălos va să zică negrul nu mai e bănuit? Ba da, dar nu mai sunt atât de încredințați de vinovăția lui. Ei, dar pe ăsta o să pună mâna curând, curând, și o să-l silească să vorbească. Păi cum, sunt pe urmele lui? Ei, știi că-mi placi. Cine lasă $300 așa în stradă? Prea departe nu poate să fie. Așa spun mulți și eu fac parte dintre aceștia. Zilele trecute mă dau în vorbă cu perechea asta de bătrâni care locuiesc acolo în față, în căsuța aia de lemn. Ăștia m-au povestit că insula din mijlocul fluviului e nelocuită, că niciodată nu calcă picior omenesc pe acolo, zic eu către mine. Oarbă să fiu dacă acum câteva zile n-am văzut ieșind fum de acolo? Cine știe dacă negrul nu s-o fi ascuns în partea aceea? De atunci n-am mai văzut nimic, poate că a plecat. De spus însă n-am spus nimic și cugetam doar în sinea mea. Așteaptă să ți se înapoieze bărbatul. Trebuie să știi că bărbatul meu a plecat acum câteva zile în sus pe fluviu cu niște prieteni și s-a înapoiat abia adinea ore, acum 2 ore. I-am spus atunci ce știu și ce gândesc și s-a hotărât să se ducă împreună cu încă un prieten pe insulă și să cerceteze cum stau lucrurile. Eu stăteam ca pe cărbune aprinși. Mă tot frecam pe scaun încolo și încoace, fără astâmpări și-mi căutam de lucru. Luai deci un ac de pe masă și încercai să-i petrec un căpătâi de ață prin ureche. Dar mâinile-mi tremurau necontenit și nu-i zbutii.
Femeia încetase deodată să mai vorbească și când ridicai ochii, o zări privindu-mă fix și rânjind într-un mod foarte ciudat. Puse ea cu șiața pe masă și prefăcându-mă că nu-mi iese din minte chestia cu crima, care nu-i vorbă, mă interesa cu adevărat, spun: știe Dumnezeu, 300 de dolari sunt o sumă frumușică. Aș vrea să-i aibă maică mea. Și bărbatul dumneavoastră pornește chiar la noapte spre insulă. Se înțelege, chestiile astea ori le faci repede, ori nu le mai faci deloc. S-a dus doar până în oraș să împrumute o luntre și o pușcă. Cred că pe la miezul nopții pornesc. Păi ziua nu se vede mai bine? O, sfântă nevinovăție, gândești poate că negrul e orb ziua? Nu, nu. În timpul nopții doarme, fără îndoială, oamenii se pot furișa mai bine prin pădure și îl pot surprinde la focul lui. Dacă are așa ceva, bineînțeles. Că bine zici, la asta nici nu mă gândisem. Simțeam că femeia mă privea stăruitor cu un aer foarte ciudat, ceea ce început să-mi pricinuiască oarecare stânjeneală. Deodată întreabă: cum spuneai că te cheamă? Mary Williams.